Bună seara și bine v-am găsit la următoarea noastră lecție! Mulți dintre noi avem probleme cu cuvintele când scriem A cu două puncte sus și U și când scriem EU. Noi știm că în ambele situații se citește oi ca și în cuvântul noi, voi, doi și așa mai departe. Am aici câteva cuvinte cu a, cu două puncte și u. Ca de exemplu, boime, roime, bloiliș, albăstriu, aufroimân, a face curat, hoific, des, moize, șoareci, troime, visuri. Vedeți, peste tot avem acești oi croită, ierburi, zoile, coloană, foiste, pumni, geroiș, scomod sunet. Er loift, el fuge, roibă, hoți, toișân, a încela, fărcoifă, vânzător, oisărn, a explica, oisărst, extrem, oisărung, Declarație sau explicație: Zoeră acid șoimân a face spumă. În lecția următoare, vă voi prezenta cuvintele cu EU, care și ele se citesc cu OI. Vă mulțumesc, mult succes la învățat!